Eu sunt prezența mea, eu sunt. Și eu sunt unul, una, cu prezența eu sunt a întregii omeniri. Centrul universului meu este flacăra întreită din inima mea. Universul meu este format din fiecare persoană, loc, stare și lucru din viața mea, conștientă sau inconștientă, din trecut sau prezent, prin alegerea evidentă sau prin responsabilitate karmică. Prin flacăra inimii mele, eu am capabilitatea de a iubi universul meu, degajat de toate energiile inferioare și astfel eu mă eliberez. În același timp, eu asist orice alt punct din universul meu pentru a merge mai departe în lumină. Odată cu această afirmație, forța cosmică a flăcării si de fi a învierii și a flăcării iubirii divine transformatoare se revarsă prin flacăra întreită în inima mea. Eu știu acum că eu sunt stăpânul, stăpâna vieții mele. Eu mă vizualizez acum pe orbită. În centrul universului meu. Cu fiecare persoană, loc, stare sau lucru, în jurul flăcării inimii mele, unele aproape, unele la o distanță mare. Eu vizualizez pe fiecare, primind frecvențele înălțătoare
ale flăcării învierii lui Dumnezeu. Și ale flăcării iubirii divine transformatoare, în timp ce acestea pătrund în inima mea. În fiecare situație, acest foc sacru este o forță mult mai mare decât orice energie negativă asociată cu acea persoană, loc, stare sau lucru. Eu iubesc liber, acum, fiecare punct din universul meu, din centrul său, care este flacăra inimii mele. Eu rămân în această stare elevată de conștiință. Și eu afirm cu un sentiment profund. Eu sunt centrul universului meu. Eu sunt o forță a flăcării învierii lui Dumnezeu și a flăcării iubirii divine transformatoare, în toate punctele universului meu. Eu sunt stăpân, stăpână, peste fiecare vibrație mai mică decât iubirea divină. Eu sunt liber, liberă. Eu sunt liber, liberă. Eu sunt veșnic liber, liberă.
Eu sunt conștient, conștientă, acum, de prezența mea fizică pe pământ. Și eu știu că eu sunt unul, una, cu întreaga viață. Eu mă retrag ușor din lumea exterioară. Și eu pătrund cu respect în divinitatea flăcării inimii mele. În acest spațiu sacru, Tatăl, mama mea, Dumnezeu mă învăluie în cea mai rafinată frecvență a flăcării și de fi a învierii. Acest foc sacru începe să învie corpurile mele, fizic, emoțional, mental și eteric. În îmbrățișarea deplină a prezenței mele, eu sunt. Eu inspir adânc și odată cu respirația sfântă, eu conștientizez că eu mă înalț în conștiință, în inima Tatălui, mamei mele, Dumnezeu. Eu sunt învăluită instantaneu, în nepătrunsa iubire divină transformatoare a părinților mei divini. Eu aud sunetele melodioase și eu inspir parfumul celest al acestei iubiri divine. Eu inspir adânc și dintr-o dată eu simt cum flacăra învierii mă înalță în frecvențe din ce în ce mai mari. Ale iubirii divine transformatoare,
ale Uniunii. Ale venerației pentru întreaga viață. Ale abundenței. Și ale păcii eterne a lui Dumnezeu. Eu pătrund acum în miezul purității fiecăruia dintre aceste modele celeste și în splendoarea acestor expresii glorioase ale noului pământ. Care străbat ființa mea. Eu experimentez acum o trezire mai presus de orice am cunoscut vreodată. Un nou nivel al înțelepciunii divine în vie în inima și în mintea mea. Într-o fulgerare a iluminării. Eu recunosc și eu înțeleg pe deplin cum este benefic ca eu să transmit iubirea divină și venerația pentru întreaga viață. În conștiința de masă a umanității. Această concepție este codată în mintea mea conștientă și este acum disponibilă pentru mine. Ori de câte ori eu am nevoie să-mi reamintesc aceste cunoștințe sacre. În serviciul meu, în slujba umanității și a întregii vieți. Cu profundă smerenie și recunoștință. Eu accept oportunitățile pe care mi le oferă acum Tatăl, Mama mea Dumnezeu. Prin prezența mea eu sunt.
Eu îmi dedic viața pentru a fi o ușă deschisă. Prin care întregul spectru al flăcării învierii și al flăcării iubirii divine transformatoare curge. Acum, pentru a binecuvânta întreaga viață de pe pământ. Într-un moment sublim, eu asimilez această experiență. Pe măsură ce eu inspir și eu expir, încet și ritmic. Cu fiecare inspirație, eu mă înalț din ce în ce mai mult în frecvențele celeste multifacetate ale flăcării învierii și ale flăcării iubirii divine transformatoare a lui Dumnezeu. Și cu fiecare expirație, eu suflu cu putere acest foc sacru, pentru a consfinți întreaga viață. În evoluție pe acest pământ. Având în vedere că fiecare ființă umană care evoluează pe pământ este consfințită cu întregul potențial al acestor două flăcări sacre, prezența lor eu sunt. Activează codificările genetice specifice din cadrul structurilor lor ARN și ADN. Aceste coduri conțin conceptul neprihănit al planului divin al fiecărei persoane. Această acțiune a luminii împuternicește pe fiecare fiu iubit și fiică iubită a lui Dumnezeu. Pentru a-și îndeplini scopul lor divin
și rațiunea de a exista. Prin această activare, mintea și emoțiile fiecarei persoane sunt purificate și realiniate cu cel mai înalt potențial divin al lor. Această purificare deschide calea pentru mintea conștientă și mintea superconștientă ale fiecărei ființe pentru a fuziona și a deveni unul. În această stare de împăcare, fiecare prezență eu sunt vine în prim plan și își ia în stăpânire viața. Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, viața, corpul, mintea și sufletul fiecărei ființe sunt trezite și înviate într-o stare de iluminare. Care netezesc calea pentru îndeplinirea planului divin și pentru manifestarea noului pământ. Eu accept și eu știu că această acțiune a luminii este realizată de Dumnezeu cel victorios. În această zi sacră și sfântă, și va crește în putere zi de zi și în fiecare oră, cu fiecare respirație a mea.
Și așa și este. Și aici. Și acum. Și infinit. Eu sunt iubit, iubită. Eu sunt iubit, iubită. Eu sunt tot ceea ce eu sunt.